Pentru astăzi vă propun o incursiune în lumea poloului. Vom începe așadar cu o vizită la bazinul Floreasca, unde se desfășura unul dintre derbiurile campionatului național, meciul dintre Dinamo și Crișul Oradea. Eternul nostru bazin Floreasca, despre care vom mai avea prilejul să vorbim în emisiunea de astăzi, arăta la fel ca întotdeauna, nici mai bine, nici mai rău. În bazin, două echipe fruntașe și un joc destul de spectaculos disputat în fața unor tribune pe jumătate goale. Lumea acestui sport acvatic, deosebit de spectaculos, este una aparte, în care nu se învârt bani și nici transferuri de sute de mii de euro nu se petrec. Și totuși, acest sport a obținut în ultima vreme rezultate deosebite în arena internațională, iar echipa națională de polo a fost declarată cea mai bună selecționată din România în ultimii doi ani. Iar totul se leagă de un nume, Vlad Hagiu, cel mai bun jucător de polo din toate timpurile, astăzi antrenorul echipei naționale. Haideți să-l cunoaștem mai bine așadar pe Vlad Hagiu. Pentru început va trebui să mergem într-un cartier din sudul Bucureștiului, în Berceni. Aici vom intra în actuala locuința lui Vlad, situată la etajul al patrulea al unui bloc construit în urmă cu vreo 30 de ani, fără lift și cu pereții scorojiți de vreme, aducând perfect aminte de vremurile societății multilateral dezvoltate. Oamenii își închipuie că Vlad Hagiu, care a jucat 10 ani, 12 ani în Italia, care a fost capitanul echipei naționale, care este antrenorul echipei României, probabil că are o casă fabuloasă, probabil că locuiește undeva în cartierul Pipera sau la Băneasa sau știu eu unde. Stai în Berceni, aici, la trei camere? Da, de care nu văd care nu. Ne simțim foarte bine și poate într-un viitor să facem ceva. Vă spun, în polo nu sunt bani din fotbal, hai să luăm și așa. Da. Polo este un sport foarte prost plătit, în general, în toată lumea, nu numai... Dar ușor, ușor, în România, după rezultatele astea, se mai vin bonusuri. Nu avem bazine, nu uitați-vă și noastră, un singur bazin Floreasca. Sigur, dacă mă reîntorc în Italia, după Olimpiadă vom discuta, atunci automat se schimbă. Dar pentru ce în România, eu zic că este bine. Vrei să te întorci în Italia, dar nu înainte de Jocurile Olimpice? Am un pariu cu mine însumi, cu băieții mei care, și cu președintele federației care s-au pus niște pariu, niște angajamente s-au dat în 2004. Cum sună pariu? Să mergem în Olimpiadă și mai nou băieții acestea își doresc o medalie. Au spus-o la televizor. O medalie? Din moment ce am jucat cu ea pe masă și am văzut-o în fața ochilor la cum eram de dumneavoastră, l-am văzut. Uite de ce mi-a plăcut să venim aici. Vreau să te întreb, cum te simți în România? Bine. Cum te simți în România? Pentru că ai trăit ani buni în Italia. 14. Ți-ai 14 ani, ți-ai schimbat obiceiurile, ai devenit, e limpede, un alt om. Te-ai întors în România și... Ai revenit? Ca să stau, să fac treabă. Mă simt foarte bine acasă. Te-ai adaptat, te simți bine acasă. Da. Aha. Îmi spuneai că vrei să te întorci în Italia. După Olimpiadă. După Olimpiadă. După Olimpiadă vom discuta. S-ar putea să mai rămân un cicl olimpic pentru că m-am atașat de, de băieți, de federație, de... Depinde, spun sincer. Depinde și cum o să fie privit poloul în continuare. Sigur că nu? Da, cu bazinele, promisiunile și atunci voi trage o linie, dar după 2008. Până atunci, trup și suflet pentru echipă. Ai declarat la un moment dat că pe tine băieții te-au făcut antrenor. Da. Cum adică? Echipa jucătorii. Echipa te face, totdeauna asta este. Echipa te face antrenor, nu? Tu spui ideile tale, spui concepția despre ce dorești de la ei. Dar dacă ei nu vor, degeaba le zici tu. Dar i-au înțeles acest lucru, au venit rezultatele și acum cred că suntem un tot unitar. S-au bătut și pentru Vlad Hagiu, a zis, domne, asta nu știu. Hai să-l facem pe ăsta antrenor, că e un băiat bun, e de-al nostru. E venit de aici, din bazin, din apă. Da, la fotbal se spune, a venit din iarbă. La voi cum se spune? A venit din apă. Da, am sărit din apă, de lângă ei. Nu, am jucat foarte mult cu ei. Cu unii dintre ei am jucat chiar 10 ani. Capitanul de echipă, Dinu Robert, Eddie Andrei. Iosep Andrei chiar, și sunt jucători cu care am împărțit. Așa este. Casca și... Mi-au dat mult acești băieți, au înțeles că am venit cu o schimbare și probabil acum
Suntem o echipă. Dar în sunteți o familie. O familie, în sensul bun al cuvântului. Da, te vorbești pe limba lor, da. Știi exact ce se întâmplă, faci antrenamente stând cu ei în apă, da. În bazin. Da, mai intru cu ei. Mai intri cu ei. Intru cu ei, nicio problemă. Îți face și plăcere. Da, intru dar cu ei. Dar și lor, pentru că antrenorul este unul de-al lor. Asta e marele exact, secret asta al succesului, Vlad. Asta am încercat să vin. Să simtă că antrenorul în unele momente este și colegul ei de apă. Și atunci probabil că am încercat să schimb mereu. Momentan am avut și pe treaba asta am avut succes și vă spun cinstit, o să continui să o fac. Pentru că am știut să fiu și dur cu ei, să le tai și din bani când au greșit. Ah. Sigur că da. Aha. Le tai din bani când greșesc pentru că trebuie să fac lucrul ăsta, că altfel... E și disciplină. E și disciplină. E și cu cei mai buni din echipă, să știți. Dar unii sunt de vârstă aproape gata, apropiată. Om care 36 de ani. Da. E, sunt 8 ani diferență. Cam așa e. Între căpitanul echipei și mine. Bine. Ce cumpărăm? Ce te-a trimis doamna să cumperi? Niște roșii, ceva din astea? Nu, asta nu, că sunt turcești, nu. Vlad, noi am vorbit foarte puțin despre cariera de jucător al lui Vlad Hagiu. Și văd aici Vlad Hagiu 414 selecții în echipa națională, un număr impresionant de meciuri. Și o carieră cu totul excepțională. Ai fost capitan al echipei naționale, da. Timp de... ai jucat peste două decenii. Două decenii în echipa națională a României. Cel mai bun jucător în 1993 la Sheffield, la campionatele europene. Da, sunt lucruri care, dacă le știți, eu nu pot să rezic, dacă lumea așa spune, înseamnă că așa este. Este istorie. Este istorie. Mă uit cu plăcere la ele, m-ați întrebat, așa, vă răspund. Vă spun, puteam să am tot peretele plin, dar am crezut că așa stimulez și băieții, colegii mei din până în 2000, dându-le pe rând câte una. Mă luam și eu și în rest îi luam pe tot 10. Și imaginați-vă, 10 ani, 5 trofei, aveam, dacă un capitan de echipă cum e, ia tot, încă vreo 50 de cupe, ia, imaginați-vă, când mergeam până la... A, capitanul de echipă lua tot, lua trofeul. La sfârșitul trofeului și atunci le ieși și bani, nu mai de la... Dar eu m-am gândit că e bine să dau și băieților. Tuturor băieților și... Peste două zile. Da, Vlad, sigur. Da, uite, am ajuns. Uite, intru pe ușa acum. Vom reveni, deci, la bazinul Floreasca, acolo unde aveam o nouă întâlnire cu Vlad Hagiu. În trecere admirăm plachetele memoriale, atestând participarea poloiștilor români la marile competiții mondiale, inclusiv Olimpiada de la Atlanta, unde Vlad Hagiu s-a numărat între participanți. În bazin se desfășoară o ședință de antrenament, așa cum se petrec de altfel lucrurile de zi de dimineață până seara târziu, fără întrerupere, zi de zi, timp de ani și ani. Vom intra mai întâi în cabinetul metodic. Și asta este o premieră, să știți. Ce? Că aveți un birou? Avem un birou metodic, avem televizor, avem DVD unde ne urmărim. Aveți și televizor și DVD. Superb atunci, da. Văd aici o... Da, aceasta este recunoștința pe care domnul prim-ministru... Un cec, așa cel puțin da. Pare. Da. Guvernul României, 300.000 de lei noi. Da. Așa, asta înseamnă... 3 miliarde pe care am împărțit echipei tehnicienilor, doctorilor, toți cei care au contribuit. Se acordă echipei naționale de polo cu felicitări Tăriceanu. Ah, 16 noiembrie 2006, da, după campionatul european. 16 octombrie am fost primit la guvern de domnul prim-ministru. Bani care s-au împărțit între... Ni s-au vărsat în carduri. Și asta e biroul lui Vlad Hagiu? Ia, hai să luăm locul o clipă. Așa, bun. Domnul Hagiu... Aici scriu tot ce trebuie să facem în antrenamente. Aici facem absolut toate. Bine, mai sunt și niște flauri, niște cariocuri care... Da, arată direcția jocului. Zonele, cum ne apărăm, ce facem, de unde închidem, de unde venim să ajutăm la centru. Mă rog, dacă te preocupă și ești entuziast și știi să imprimi și în primul rând moralul de câștigă, pentru că asta e foarte important. De exemplu, meciul cu Italia, acela, în opinia mea, este un meci de referință. De ce? Nu că am fi câștigat, că puteam să-l câștigăm la pas cum am câștigat la turneul din august de Rom Telecom. Știți că am tot cu Italia am jucat și am câștigat. A fost amical. N-am fost conduși la 3 goluri. Dar să revii de la 6-9 și într-un moment în care echipa era puțin îndignată să vie, asta înseamnă moral de învingător, să știți. Pentru că au crezut până la sfârșit. Și să întorci un rezultat împotriva unei formații de top, că echipa Italiei este campionă olimpică mondială.
pentru mine probabil va rămâne de ce țineți pe viitor victoria cea mai mare, cea mai frumoasă. În bazin, antrenamentul continuă, iar unul dintre poloiști îl provoacă pe Hagiu, aruncând cu mingea spre el. Vrei să nu mai vii la lot? Ce faci, dai cu mingea? Asta e muzeu? Așa ai spus că e un muzeu? Da, este muzeul poloului din România. Din România, pe timpul iernii. Întrebarea care se pune este cum reușește România, toată lumea pe buzele tuturor, cum reușește România să facă performanțe în polo? În țara noastră, țară care a obținut locul 4 la campionatele europene, locul 6 la campionatele mondiale, există un singur bazin acoperit în care se poate juca polo, cel de aici, făcut acum mai bine de 50 de ani? Care nu este nici măcar regulamentar, pentru că lățimea este... nu este de 20 de metri cum ar trebui să fie. A, n-am știut asta, pe cuvânt? Sigur, este un lucru extraordinar ceea ce polo românesc a reușit să facă, dar să nu uităm că este un sport cu tradiție în România. El, polo, an de zile a ținut, să spunem, ștacheta sus pentru jocurile sportive. Trebuie să amintim aici jocurile de la Montreal din 76, locul 4 de acum 13 ani de la Sheffield, tot la europene. Deci cu aceste inconveniente, să spunem, având în vedere că numai în Budapesta sunt 47 de bazine, echipa noastră a reușit să țină capul sus. Primii cei care merită felicitări sunt băieții, pentru că au înțeles probabil ceea ce se vrea în acest sport pe plan mondial, au înțeles ceea ce doresc eu de la ei și bun, am reușit acest lucru, pentru că ei sunt artizani în apă, nu? Bun, eu mă întorc și la băieți. Da. Și o statistică spune că în România sunt cam aproximativ 540 de poloiști. Greșesc? Ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Este infim. Este absolut infim. În Italia... nu se știe numărul. Echipă pe care noi am bătut-o în barajul pentru semifinale la campionatul european, da, cifra aproximativă este de 30.000 de poloiști. 3 divizii, 40 de echipe profesioniste. În Germania sunt vreo 20.000. În Italia, că ați atins bine acum Italia, okay, țară unde am stat 15 deci ani de zile. Bate România, care are 500 și ceva de poloiști, o țară care are peste 500 de bazine. Deci, practic, dacă am numărat un bazin pentru fiecare jucător de polo din România. Nu, cifrele sunt, nu și-au rostul între România și Italia. Dar scorul, numai anul acesta, scorul România-Italia la meciuri este 4-3 pentru noi. Locul 4 în Europa, locul 6 în lume, cu un singur bazin. Da. Ăsta Floreasca, de 50 de ani. Da. Da, nu știu ce... Nu, da, ăsta e. Dar vom face. Vom face. Hai, Doamne, să... 5-6 bazine în București, este, da, proiect de guvern. Și... vreo 40 în toată țara. 25. 25 în toată țara. Chiar crezi? Bazine? Da, cred. Cred și cred în domnul ministru Tăricianu, cred în domnul Borbeli. Vom face bazine de polo. De polo, 33x25 și vom încerca ca acest sport să, prin tot ceea ce facem, să aducă o medalie de, pentru că asta ne lipsește, medalia. Am fost aproape de 3 ori, am fost la un pas și eu cred în acești oameni care au promis și... Hai să intrăm. Nu-ți vine să intri? Păi unde cu bulăriile astea, zici că e pe cuvânt, uite, poarta, se deschide poarta spre... spre iad. E o metaforă, dar oricum, când intri, chiar că-i. E fabulos ce vedem acum aici. N-ai fost niciodată? Cum să l-am jucat, dar acum vreo 20 de ani, 20 și ceva de ani. Se juca polo aici? Am jucat și eu aici, la copii juniori, care a fost un meci de semi. A fost un bazin descoperit însă. Da. Aici, bazinul clubului Rapid. Și a fost descoperit... tentativă de acoperire, probabil. Tentativă de acoperire până în 1989. În 1989, povestea este că tovarășa savantă a trecut cu mașina pe pod. Pe podul Grand,
a văzut ce se întâmplă, ce e acolo, păi se construiește, se acoperă un bazin, ce e porcăria asta sau ceva de genul ăsta, și lucrurile au rămas așa. Sunt puțin, credeți-mă, sunt puțin... Dat peste cap. Dat peste cap. Te simt, te văd, te văd. Da, nu, este incredibil ce... Acum suntem ca într-un film de Tarkovski, Călăuza. Este totul distrus, este mizerabil, este un loc al pustiului și al distrugerii. Da, dar foarte bine putea să fie un loc al polului. Dar putea fi un loc al polului. Putea fi un loc al polului. Și al copiilor. Din cartier. Cartier, care ar fi putut să vină să, exact, să noate, să joace polo, să se joace în apă, să se bălăcească. Așa este. Știi ceva, Vlad? Îmi dă senzația că este o chintesență a societății prin care am trecut și a tranziției în care ne aflăm încă. S-a distrus totul, s-a ras, s-a ajuns, cum să spun, la ultima limită. Sau poate nu s-a mai vrut, că e în paragine, un lucru abandonat, după cât văd. Uitați, geamurile. De ce oare ne-au trebuit 17 ani ca să observăm că aici este o paragină, că au venit tot felul de... Mă rog, mie îmi plac grafitii care sunt aici. Bine. Dar este mizerie. Aș fi vrea să văd apă, două porți, patru porți, antenori care fluieră și copiii care nuată, pasează. Asta aș fi vrea să văd aici. Bine, bazinul probabil că e stricat, adică nu mai poate fi folosit. E un loc de gunoaie, e un loc... Da, plin de... Mizerie. Da. Bun, e un antrenament. Da. Ce echipe? Rapid se pregătește. Colegul meu, Angelescu, care... Aha. Cu el am fost la Sheffield în urmă cu 13 ani și am fost la un pas de bronz. Rapidul lucrează singur în bazin, dar de obicei este luni după etapă de campionat. Dar dacă veniți joi și vedeți cum bazinul este împărțit în trei și fiecare echipă de divizie lucrează pe... Fiecare pe bucățică? Da, atunci se vede, exact. Deci aici este paradoxul acestui loc 4, să spunem. Asta e paradoxul. Deci aceste cluburi fac eforturi deosebite, să știți. Pregătindu-se în acest bazin. O bună perioadă din anul trecut, din 2006, bazinul n-a funcționat. A fost o țeavă care s-a stricat. Sigur luni că da. De zile da. S-au chinuit. Nu, cazan. Eram disperați pentru că calificările pentru campionatul european băteau la ușă, iar echipa noastră se pregătea prin Transilvania. Chiar la Seged am fost 5 zile. În Ungaria. Și atunci am dus direct la aparat. În România nu exista un bazin. Intervenția domnului Belu a fost. Cert este că după două săptămâni bazinul a fost funcționabil. Deci dacă problema, dacă domnul Belu, probabil că ar mai fi stat tot și bine. Bun, este un bazin vechi, vă dați seama, tot dacă vă duc jos... Ce să-i cer? Este peste 50 de ani. Mersi. Acum zicem mersi că funcționează. Da. Și că putem și televiza niște meciuri de campionat. Da, am văzut meciuri televizate și de aici. Și cât de cât arată altfel decât acel verde cu care eram obișnuiți noi, dar nu puteam să vedem... Dacă mă uit la porțile alea de lemn de acolo, care sunt... Cum să spun? Antideluviene sunt... Când am apucat în 76, aceste porți erau. Aceste porți erau în 70 de ani. Am trecut la Polo, mi-aduc aminte, la domnul Capșa Iulius, și trăgeam la aceste porți. Am adus special aici pentru că vreau să discutăm un pic despre situația bazinelor din București și, mă rog, în general din țară. Este un capitol la care suntem complet descoperiți. Ce ați făcut voi și pentru asta meritați felicitări este că ați atras atenția pentru că lumea a început să-și pună problema și în ziare, în presă, în media, în lumea politică. Dom'le, zice, dar ăia care au un singur bazin la dispoziție au venit pe locul 4 în Europa, dar noi câte bazine avem? Dar de ce nu avem? Dar n-am putea să avem? Și așa mai departe. Deci aveți un mare merit și ți-aparține acest mare merit ție, ca și întregii echipe, că ați atras atenția, că ați tras un semnal de alarmă. Dom'le, nu avem bazine, nu avem... Nu, așa este, aveți dreptate. Suntem în Europa, Vlad. Nu se poate să nu avem niște bazine, pentru că, repet, nu numai polo, dar întreaga mișcare, întregul tineret, copiii, în loc să meargă pe Maidan sau să... ar veni să noate. Eu spun o întrebare. Nu? Eu spun o întrebare pe care mi-a pus-o, de fapt, o mamă. Unde învață un copil să noate în București? Era o mamă care a zis, dom'le, avea un copil, 4, 5, 6 ani, nu știu cât avea, 6, 7 ani, cred. A zis, dom'le, vreau să-l dau să facă... nu știu, arte marțiale. Și am zis, până să-l dai la arte marțiale, te rog, învață să-l noate. A, zice, nu, nici vorbă.
Cum nici vorbă? Cum nici vorbă? Zice, pe unde să-l dau? Acolo s-au îmbolnăvit copiii aia de excesul de clor. Da. La ochi, adevărat? Da, da, da. La Floreasca? Da. A fost o defecțiune? În august. A fost o defecțiune? A fost o defecțiune. Au intrat clor din belșug. Da, da. Și cinci copii, știm istoria, îmi face plăcere să o repet, dar ăsta este adevărul. Unde se duc? În lacurile infestate de capitale? Unde să învețe copilul să nuate? Spuneți-mi și mie. Să-ți dau copilul să... Lacurile sunt poluate. Unde? Din jurul Bucureștiului. Dacă ai un copil mic de 10 ani, de 9 ani și vrei să-l dai să înceapă să învețe să nuate, nutul este mama sporturilor. Unde îl dai în București? Dar toată lumea știe lucrul ăsta. Nu învață. Nu învață. Va învăța. Cu siguranță va învăța. Eu sunt optimist de data asta. Da, 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 da. De data asta nu, eu sunt optimist că se vor face. Vlad, poate de-aia te-am adus aici, pentru că te simți parcă un pic prea optimist. De fapt, situația reală este asta, nu cea din promisiuni, că vom avea 25, că vom avea 40 de bazine. Normal ar fi ca fiecare sector, corect, normal, acum văd eu treaba, fiecare sector să aibă un bazin, unde, în afară de sportul în sine, corect, natația, corect, polo, copilul, oamenii cartierului să vină, să pentru că vă spun, și oamenii mari pot să vină să se facă, să nuate. Ar trebui să vină să nuate. Asta este situația trist, reală, trist. Real life, e aici. Domnul Hagiu, Vlad, când ai intrat prima dată în sala asta? Acum 30, în bazinul ăsta? 36 de ani. Acum 36 de ani? Ca notator. Am făcut întâi not. Câți ani aveai? 7 ani. La 7 ani? Da. Ai intrat în acest bazin? În acest bazin. De ce? Pentru că pe vremea aceea făceam în not la domnul profesor Codreanu. Da. Eram total mediocru, adică nu mă pasiona, notam doar sus-jos. A venit o minge pe lângă mine, pentru că știți că erau culoarele, o poartă, tot înghesuit. Exact, tot înghesuit. Erau și notători și poloiști, lipseau săritorii. Era. Era și trambine. Să sărea de acolo. Să sărea de aici pentru că... Asta n-am știut, incredibil. Da. Bun. A venit o minge, domnul Capșaiului s-a văzut cum am aruncat-o și m-a întrebat, nu vrei să vii duminică să joci la mine la echipa de copii? 7 ani, da. Și ușor, ușor... Și răspunsul a fost da? Și am ajuns la polo. Bun. Hai să vorbim un pic despre polo. Polo e un joc greu? Da. De ce? Foarte greu. Pentru că nu avem sub picioare ce noi acum... Nu avem niciun fel de... Deci avem apa. Dacă urmăriți pe băieți cum lucrează cu extensoare, acolo sunt veste care le mai punem și greutăți pe ei. Ca să... Da, ca să îngreunăm. Să îngreunăm. Și ne atingând fundul, imaginați-vă. Și stăm în apă o oră jumate, o oră 45, două ore. Dimineața și două ore seara. Gândiți-vă numai. Deci practic se calcă apa ca să rămână jucătorul deasupra. Da. Ce se întâmplă sub apă? Pentru că de multe ori un... spectator sau chiar un telespectator nu poate înțelege. Sub apă sunt foarte multe procedee ascunse, care nu se văd. Da. Da, practic arbitru vede undeva de la gât, cap în și bănuiește ce de sub. Nu, n-are, pentru că dacă nu vezi, bine, mai sunt și lovituri. Înainte când era un singur arbitru, erau foarte multe accidentări, chiar nasuri sparte, carca, pentru că arbitru nu putea controla tot bazinul. Mm-hmm. Și atunci rămâneau mai în spate, 2-3, se mai loveam. Dar acum nu mai, acum deja... E un sport dur? E un sport dur. E un sport dur? A fost un sport foarte dur. Acum este un sport dur. Se preocupă mai mult de spectacol decât de lovituri. Dar mai sunt și lovituri pe sub apă, să știți. Pe sub apă? Foarte puternice. Cu piciorul, cu cotul. Bine, sunt și accidentări nedorite, adică neintenționate. Se lasă iară cu arcade sparte, cu timpane sparte. Dar, în general, nu mai este atât de dur cum era în urmă cu 20 de ani, de exemplu, când am început eu adevărata performanță, în anii 81-82. Atunci era și dur sportul. Adică puteai să o încasezi bine în apă aici? Da. Era mai mult static, nu prea multă viteză. Eu am fost și norocos, că eram mai scund și notam bine, deci mă strecuram mai... Asta era una dintre întrebări. Am văzut poloiștii, sunt toți mai și mai... Vlad Hagiu nu... Da, și a mai fost unul... Exagerează... considerat cel mai mare din lume, din toate timpurile, poate ați auzit de spaniol, Estriarte. Exact. Îmi venea până aici, nu puteai să prinzi în apă. Nu puteai, era... Să mișca ca un pește? Da. Asta făcea și Vlad Hagiu? Încercam să limit. Dar eram puțin mai masiv. El era efectiv foarte, foarte firav, 1,75 m, cred.
A fost și cred că este cel mai mare, a fost cel mai mare jucător al lumii, el cu Farago, în opinia mea. Avem noi talent pentru polo. Da, da, este... Avem, în primul rând, suntem o nație, știți cum, în general, România, ați văzut, că suntem o nație talentată. În general, în fiecare sport, dacă să ne gândim, a ieșit câte un nume mare. Noi avem, probabil, tragere la sportul ăsta. Asta și eu sunt de părerea că dacă am fi avut bazine corespunzătoare, poate eram și noi mai de... Poate avem mai multe medalii, să spunem. Nu, îți dau lacrimile, eu văd. Nu, este... Una e să-l vezi trecând pe pod și da. Alta e să vii, să intri, să vezi. Aceasta nu este... N-am cuvinte, vă spun. Putea fi aici o piscină frumoasă, credeți-mă. Okay. O vestiare sub tribună, adică se putea face. Pentru poate că va putea. Repet, dimensiunile sunt... Sunt normale, sunt bune. Normale, mă refer și la construcție. Tavanul înalt, pentru ca mingea să nu atingă. Aici loc de tribună, vestiare pe dedesubt. Dar... Bun, hai să trecem la promisiunile edililor. Am văzut că domnul Chiliman, primarul sectorului 1, a promis că vrea să facă, pare un om foarte bine intenționat. Da, am fost personal la dânsul cu domnul Grințescu. Și? Și am fost să vedem chiar și terenul. Dânsul l-a măsurat cu piciorul, este în spatele unei școli. A găsit un teren, că era foarte greu de găsit un teren. Da, are două tâlnuri dânsul, pe un teren vrea să facă bazin olimpic. Da. Am înțeles, în spatele complexului Presei Scântei. 50 de metri în lungime. Iar în spatele acestei școli, nu știu exact numărul și nici nu vreau să spun numele greșite, unde este magazinul Dioda în spate, un bazin exact, identic, cred că este identic această construcție. Pe Mihalache, pe fostul 1 mai, în spatele școlii. În spatele școlii este teren exact pentru această construcție, 33 pe 25 de metri. Care va fi un alt bazin de polo? De polo. Sper să ajung la domnul Nimoroiu, eu locuiesc în 4. Sectorul 4. Da. Sper să... Domnul Vanghelie la fel, am înțeles că face acolo pe fostul Bolintinanu. Cred că a și început sau așa ceva. Mai rămâne sectorul 2 și 3. Unde măcar un bazin pe de sector. Eu așa văd. Așa aș vedea eu poloul, așa am trăit să-l văd în Italia. Jucam... Unde ai jucat în Italia? 6 ani la Siracuza, un an la Cagliari și 7 la Genova. Și la Genova câte bazine erau? Acolo este ceva, dacă îmi permiteți, este ceva extraordinar, pentru că este o zonă de sate care știu, au bazine. În jurul Genovei. Deci, dau nume, Reco, Camoli, Boliasco, unde au joacă momentan colegii mei. Chiavari, Savona au bazine, așa? Dacă le vedeți. Fiecare sătuleț din ăsta? Da. Deci Reco are este un sătuc de 5-6 mii de locuitori, este campioana Cupa Campionilor Europeni la polo. Da, imaginați-vă. Deci este deținătoarea, acum 2-3 ani, 2 ani la rând, a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Excepțional. E bas, mă, cred. Se mănâncă polo pe pâine în fiecare sâmbătă de sărbătoare. Oamenii sunt nebuniți. Da, da. Și vii aici. Și vii aici. Sunt pline. Plin, este mă. O nebunie la fiecare meci. Vezi. Și vii aici. Jucătorul de polo trebuie să fie complex, foarte. Din punct de vedere fizic trebuie să fie perfect. Pentru că apa dezvoltă extraordinar și dacă te dedici acestui sport, ești un sportiv perfect. După aceea intervine și dorința sportivă de a face și, să spun eu, capacitatea antrenorului de a așeza băieții în apă. Tactic. Să le spui ce trebuie să facă. Este asta foarte important. Pe faza de apărare, pe faza de atac. Asta ți-a reușit? Cu modestia spune, sau cu lipsă de modestia spune da, pentru că automat, venind pe locul 4, ai bătut niște forțe ale polului mondial, care și ele sunt pregătite din punct de vedere tactic foarte bune. Mă refer la Germania, Grecia, Statele Unite, Italia, Rusia. Lăsându-le în spate, poți spune că ai făcut totuși ceva. Bun, jocurile sportive încep să atragă, încep să... Este un spectacol care se întâmplă în timp. Sigur că o medalie este importantă și la gimnastică, este importantă și la scrimă, dar parcă cea de la jocurile sportive e cea mai spectaculoasă. Că orice joc sportiv care face performanță este o familie a jocurilor sportive. Asta așa nu este. Înseamnă că nu avem nimic cu sporturile individuale. În general, sportivii trebuie să iubească, în opinia mea, între ei. Cum ai apreciat reflectarea în presă a succesului vostru? Pentru că a fost ceva cu totul deosebit. Ziarele noastre, cele sportive în mod special, nu o
au reflecte decât fotbalul. Nu au timp decât pentru decât fotbal, fotbal și iar fotbal. De data asta, în, la campionatul european din, din Serbia, au dat titluri mari, au dat pagini întregi. A fost bine? A fost foarte bine. Le meritați. Acolo a ținut 4-5 zile, dar pentru noi a fost o mândrie fantastică că am stat pe primele pagini ale ziarelor. Și ne-a așteptat pe undeva? Obișnuite. Probabil nu ne așteptam chiar după ce am uitat să apărem pe prima pagina cotidianelor de specialitate, mă refer la ProSport și Gazeta, am apărut. 3-4 zile am fost noi ca vedetele. După care din nou am reluat locul cu modestie pe eventual ultimele pagini, două, trei rândulețe, dând din nou fotbalului... La muncă aici, în bazin. Exact, ce este. Dar așa e natura mea, deci fotbalul ține capul de afiș pe sot. De ce n-ai rămas în Italia? A sunat telefonul și la celălalt capăt al firului era domnul Gaiță, George. Și? Ce spunea? Dacă sunt pregătit să preiau echipa națională României. Echipa națională? Direct, da. Așa? Direct. Și? Cum și ți s-a părut? Pe vremea aceea jucam, aveam 41 de ani și jucam încă în Italia. Încă? La da, Genova? Jucam, la Genova, la Nervi, da. Aha. Și sigur, cunoscându-mă cum sunt pentru România, am zis da. Nu m-am gândit de multe ori. Acum tu, în cei 2, aproape 3 ani de când ești antrenor al echipei naționale, ai făcut mult mai mult decât au făcut alții în vreo 15 sau 20 de ani. Două locuri fruntașe, locul 6 la mondiale, locul 4 la europene. Unde vrei să ajungeți? Medalie, asta este... Am jucat cu ele pe masă în urmă cu 2 luni. Da. A fost greu să le luăm. Am întâlnit-o în Spanie mult prea tare. Cu toate că după două reprize era doar 4-3 pentru spanioli. E visul nostru, al întregului polo, cred eu, o medalie. Pentru că am fost, v-am spus și la bazin. La ar fi cea mai mare performanță, de locul 4 a mai existat. Trei ori în istorie. Da. Montreal, da. Olimpiadă și două cămături europene. Da. Sigur, avem o medalie de argint la juniori, dar totuși sunt juniori. Și aia contează. Sure. Dar o medalie valoroasă este aceea de echipa mare, echipa când îți... Flutură steaua acolo, vin cu... Dar așa este adevărul, deci când îmi cântă imnul, asta simt eu, este maxim ce poți să asculti în momentul în care ți se cântă imnul. Și atunci să ai și o medalie de gât, probabil că este... Bine, în locul 6 la mondiale va fi foarte greu de apărat. Îl apărăm. Îl apărăm. Avem, am. S-ar putea să dau kicks, că e normal, eu atâi sus, atâi jos, dar... Cei care știu și văd emisiunea asta, zic, bă, stai puțin, că iau 2 ani au fost prea masă, vii la un moment dat, dacă aveam 10 bazine, condiții de pregătire, mamă, înțelegeam. Dar așa, dar nu dau chis, că mă cunosc ce fel de om sunt. Vreau mai bine. Multă bastă. Pe anul ăsta așa m-am propus. Văd că, Giu, rămâi un optimist, rămâi un, un tip foarte, foarte stăpân pe tine. Te simt hotărât și te simt foarte puternic. E adevărat? Acum, da, la început, când am plecat echipa, eram, era frică, pentru că era ceva nou. N-aveam siguranță, de credeți-mă. Dar încrederea mi-a dat-o băieții, rezultatele au venit și e normal să capiți încredere. Trec ani, experiență, o ai, discuțiile cu antrenorii, pentru că nu am știut totul, trebuie să învăț. Discuțiile cu actuale antrenori din Cameroon României, antrenorii de la Steaua, de la Dinamo, de la CSM Oradea, Rapid, pentru că de acolo sunt jucătorii și e normal să mă consult cu ei. E o lume mică aceasta a polo-ului, să știți. Doar 7 echipe. Și nici, nu sunt nici măcar toate profesioniste. Da. Așa. Mi-aș dori un cam mare 10 echipe, de exemplu. Încercăm să mai facem secții noi. Foarte greu de făcut. Pentru că din lipsa bazinilor, copilul nu vine să nuate. De unde să luăm jucători? De unde? Și atunci e normal că doar 7 echipe și se cheamă Superliga. Iar cu 7 echipe suntem în fața Italiei, care au 40 de echipe profesioniste. 40. Și suntem înaintea lor. Suntem înaintea lor. Da. Vlad Cagiu, felicitări, multe felicitări și îți doresc multă, multă baftă în continuare. Și eu, la fel. Și... Sportul românesc are nevoie de oameni ca tine. Vă mulțumesc.